Dragii mei, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Sunt nespus de bucuros să ne revedem la o altă seară, la o altă întâlnire. Tema pe care, sau despre care vom vorbi astăzi, sunt timpurile de amăgire sau vremea amăgirii, o vreme în care orb să fii și tot ai vedea și ai recunoaște. De fapt, Mântuitorul, vorbind despre timpurile de la urmă, vorbește ucenicilor în pilde. Și le spune: după ce cunoașteți că vine primăvara sau vara, toamna sau iarna? Iată, vă dau aceste semne ca și voi, la rândul vostru, să deosebiți semnele atunci când va fi vreme. Citeam astăzi, pentru că v-am promis să avem un invitat sau doi pentru emisiunea de astăzi, și vroiam să-l invit pe Sfântul Ignatie Brenceninu și pe Sfântul Ioan Gură de Aur să ne asiste în discuția temei de astăzi, doar că am găsit la un moment dat multe păreri contradictorii între ceea ce spune Sfântul Ignatie Brenceninu despre vremurile de la urmă și ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În acest caz prefer să dau ascultare spuselor Sfântului Ioan Gură de Aur. Deși nu poate fi neglijat nici ceea ce spune Sfântul Ignatie Brenceninu. La Sfântul Ignatie, scuze, Sfântul Lavrentie de Cernigu. La Sfântul Lavrentie este pus accentul pe templul lui Dumnezeu, pe Sfânta Biserică, care va fi ultima redută pe care o va sau va încerca și până la urmă o va cuceri doar biserica cea care se va lepăda de Dumnezeu, nu biserica adevărată. Puterea Antichristului vorbește despre bisericile de lux, bine aranjate, mănăstiri de top, care vor avea bogății enorme. Despre preoții care vor avea grijă de pereții bisericii, vor auri cupolele și clopotnițele și totul va fi în aur, însă nu se va mai lucra la mântuirea sufletului omului. De fapt, despre oamenii lui Dumnezeu sau pe oamenii lui Dumnezeu îi vom putea recunoaște foarte ușor. Un om al lui Dumnezeu, în primul rând, mărturisește pe Dumnezeu prin cuvânt și apoi prin faptă, nu se leapădă de el niciodată, nu pune în balanță și nu pune în discuție un adevăr dumnezeiesc, ci merge până la moarte, așa cum au făcut Sfinții Martiri, Sfinții Mucenici, așa cum a făcut și Sfântul Gheorghe, pe care l-am sărbătorit săptămâna trecută, despre care am mai vorbit și nu numai despre el. Ne plac Sfinții, dar nu vrem să trăim ca ei. Deci atât ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia, în cartea sa Omilii, scrierea Sfântului Ioan Gură de Aur în partea a treia a omiliilor, pagina 864. Aici, adică în ceea ce urmează să citesc, Hristos trece peste tot timpul, de la căderea Ierusalimului până la începutul sfârșitului lumii, și vorbește de timpul care e cu puțin înainte de sfârșitul lumii. Atunci de va zice cineva: iată, Hristos este aici sau acolo, să nu credeți. Deocamdată Hristos îi face atenți pe ucenicii săi asupra locului, vorbindu-le de caracteristicile venirii lui, de semnele Hristoșilor mincinoși.
le spune că venirea sa de atunci nu va fi așa cum s-a arătat la întâia sa venire în Betleem. Nu va fi într-un colț mic al lumii ca să nu-l poată vedea nimeni. Și va veni cu toată strălucirea încât nu va mai fi nevoie să o mai vestească cineva. Nu e mic, spune Sfântul Ioan, semnul acesta de a nu veni pe neștiute. Observă că acum nu mai vorbește de război, în contradictoriu cu Sfântul Avrentie de Geneva, care vorbește despre un mare și înfricoșător război, al treilea, în care se vor folosi astfel de bombe încât și fierul se va topi și vor muri majoritatea oamenilor, așa încât vor rămâne doar două sau trei țări și cei rămași vor zice stop războiului și hai să alegem un singur împărat. Nu știu. E o profeție. Că acum Sfântul, cuvântul său, se ocupă de venirea lui, ci despre cei care vor încerca să-i amăgească pe oameni. Ceea ce putem găsi și la Evanghelia de la Matei, capitolul 24, am vorbit deja despre asta. Deci venirea lui Antichrist va fi o mare înșelătorie. Am zis și o mai zic, diavolul nu are nevoie de mucenici și de martiri. Cine crede asta se înșală amarnic. Diavolul are nevoie să-i piardă pe toți, până la ultimul. Ăsta este și scopul lui în existența acestei lumi. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur că vor veni și îi vor înșela pe mulți și vor fi mai răi ca cei din tâi, că vor face semne și minuni ca să rătăcească de va fi cu putință și pe cei aleși. Și aici spune Ioan Gură de Aur, Hristos ne vorbește despre Antichrist. Și ce ne învață Mântuitorul? Să nu ieșiți în pustie, să nu intrați în cămări. N-a spus plecați după el, dar să nu-l credeți, ci să nu ieșiți și să nu plecați după el. Că mare va fi atunci înșelăciunea pentru ce se vor face și minuni spre a înșela pe oameni. Și aici ne oprim. Sigur, explicația este lungă. Am luat acest pasaj de la Sfântul Ioan Gură de Aur ca să înțelegeți că trăim aceste timpuri de amăgire, nu pe toate, pentru că ele nu vor fi toate odată, ele vor fi pe rând. Câte un pic, azi un pic, mâine un pic și așa, dacă va fi cu putință să-i amăgească pe cât mai mulți. Va fi o discuție sau va fi o temă un pic mai lungă, cu toate că nu vom prinde toate semnele amăgirii, vom încerca să deducem din ceea ce vedem, cei mai slabi de înger și de minte să nu mă acuzați de că fac politică, că nu mă interesează politica, dar vrem noi sau nu vrem. Discuția care o avem acum seara undeva se intersectează cu viața pe care o trăim, pentru că n-ai cum altfel, e vorba despre niște semne, despre diavolii care au ieșit din iad și locuiesc pe pământ acum, la propriu, intrând în oameni și conducându-i. Despre marele bine, în ghilimele, care ne-l vor toți în afară de noi. Am impresia la un moment dat că noi ne vrem rău nouă înșine, iar ceilalți ne vor binele și încearcă să ne arate calea, iată, pe aici mergeți, pe aici e bine. Și toate celelalte care urmează. De ce vă spun astea? Pentru că Hristos ne-a dat semnele. Să privim la aceste semne, să le rugumăm, să le înțelegem și să înțelegem că venirea lui Antichrist
nu va fi trâmbițată, da? Sau, iată, cineva va anunța la televiziune că mâine va fi intronat Antichristul. Nu, nu. Va fi o lucrare întreagă de amăgire ca nimeni să nu înțeleagă absolut nimic. Și vă spuneam într-o zi, din cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, atunci când vă vor spune că, iată, de acum încolo va fi bine sau este bine, știți că de atunci se începe răul absolut. O mare înșelătorie. Deci concluzia o să o facem la sfârșit, să încercăm să scoatem o concluzie. Dar vom începe cu o problemă mai veche. Un prim semn de înșelare este codul de bare din buletin, permis, pașaport, etc., care îl avem toți. Sigur, o bună parte au strigat atunci, gata, ăsta e semnul satanii. Alții strigă și astăzi. Alții vor striga și mâine. E un semn al Antichrist, e un semn. Cert este că nu este un semn bun. Care e diferența dintre un om și un pachet de zahăr sau de sare, care are același număr de bare, cod de bare, sau într-o mașină, sau dintr-o mașină, om și mașină. Și pe urmare, prin identificarea omului cu un număr, se diminuează statutul personalității unui om. Ești ridicularizat, ești nimeni. Ești exact ca orice alt obiect, ești proprietatea cuiva. A cui? Cred că nu trebuie să explicăm. Dar niciodată nu este târziu, exact cu mâna dreaptă, alții scriu și cu stânga, să facem o cerere de refuz sau de renunțare la aceste acte și să ieși din acest sistem antichrist. Nu voi intra în detalii, n-am anunte, pentru că durează, chiar durează mult. Fiecare punct ne-ar lua, practic, fiecare câte o emisiune în parte. Cert este faptul că acest număr de bani din buletin, permis, pașaport, din orice act, îi reduce omului statutul său de om. Și bineînțeles că și acest cod de bare, ca și toate celelalte despre care vom vorbi, au fost înflorite cu doar cu vorbe de laudă, că așa este foarte bine. Iar ceilalți care s-au opus, totdeauna li s-a spus un singur lucru: conspiraționiști, oamenii înapoiați, lumea progresează, lumea se dezvoltă, etc. Iată un prim semn și un prim semnal de alarmă că trăim în aceste vremuri. O altă mare amăgire, înșelătorie, despre care deja, sincer, nici nu prea vreau să mai vorbesc, este ceea ce am trăit exact un an, doi în urmă. Și până în ziua de astăzi n-am înțeles, vaccinul este salvarea sau moartea? Unii ziceau că este chip, alții ziceau că nu știu ce, că toți au spus orice. Eu știu sigur că este o altă înșelătorie mare a diavolului. Dar nu se pierde pe oameni. Și cei slabi, când spun cuvântul slab, mă refer la cei slabi în credință, au căzut.
Unii se bucură și în ziua de astăzi, zic, păi, m-am vaccinat, n-am nimic. Păi nici ăștia care mor subit, n-au nimic. Absolut, n-au nicio boală. Dar distracția pe această temă de abia începe. Ca că nu ni se dă, nu ni se dau informațiile, asta e altă întrebare. Eu nu cred că cineva le caută. Dacă le caută, se găsește. Dar e de ajuns să privim un pic în jur și să ne dăm seama de ce se întâmplă. Și dacă acum 3 ani în urmă murea cineva, fără niciun fel de expertiză, îi se punea diagnoza că a murit din cauza virusului și trebuia speriată lumea ca să știe de frică și de frica morții, să certe unul cu altul, să nu meargă unul la altul, până și copiii la părinți să nu meargă, dacă îi iubiți. Deci, accentuez încă o dată, fără niciun fel de expertiză, de absolut. Se dădeau niște cifre, uragan. Ei, acum nu se mai vorbește nimic despre ceilalți. Chiar dacă i-or face vreo expertiză, miocardită, infarct, orice vreți, numai nu asta, nu. Deci nu s-a demonstrat moartea care tangență directă cu vaccinarea. De parcă în partea aia s-a demonstrat vreodată că moartea are o tangență cu virusul. E fel de fel de minciuni, de tot ce vreți. Deja probabil îi râdeau între ei, nici nu mai știau ce să mai născocească. Și ați auzit și ați văzut probabil pe cei de la Pfizer care au fost filmați cu camera ascunsă în director și așa mai departe. Ei, gata, nu se mai vorbește nimic. N-a mers. A mers. Cineva a făcut bani mulți, cineva zace sub pământ. Dar a fost un test, a fost încă o lucrare de amăgire să testeze pe oameni, să vadă capacitatea lor de a gândi, de subordonare și așa mai departe. Iată o altă lucrare de amăgire care se face sau s-a făcut. Nu e exclus să se repete încă o dată. Din câte am văzut, încă, să nu zic slab la minte, slab în credință, sunt mulți, foarte mulți, care cred tot ceea ce li se spune și nici un pic nu pun mintea în mișcare, elementar. Să-ți pui niște întrebări. O altă baladă născocită de cei care conduc astăzi, nu neapărat țara noastră, că nici nu știu dacă mai avem țară și nici nu știu dacă mai avem conducători, avem doar niște slugi care îndeplinesc ordinele cuiva, direct al lui Soros și toată gașca asta de demență. O altă lege, un acord internațional semnat de nu știu câte țări, printre care și Republica Moldova, totul avem numai acordul ăsta, ne lipsea, tratatul de la Istanbul, despre care am vorbit, nu știu, un an și jumătate în urmă, când a fost semnat, că este un cui bătut într-o scândură, dar în acest cui se va nena traista cu toate prostiile lumii. Aceeași reacție, măreții jurnaliști al lui Macovei și al lui toți ăștia, conspiraționiști, preoții lui Putin, preoții nu știu cui, tot ce vreți. Propagăm orice, numai nu adevărul. Nu ăsta e adevărul. Nu ai voie să gândești altfel, astăzi, nicăieri. Fie Moldova, fie România, fie oriunde. Nu ai voie să ai o altă părere decât părerea care ți-a indus-o prințesa sau prințul de la București sau prințesa de la Chișinău. Deci nu ai voie să ai altă părere că ești ridicularizat imediat. Ești dat la o parte, ești catalogat ca nu știu cine. Acum toți trebuie să gândim mai rău
ca în vremea comunistă. Gândim ca în China. E acum ca chinezii. Trebuie să gândim toți la unison. Când plânge șeful, plâng toți. Când râde șeful, râdem toți. Care nu râde sau nu plânge, executat. Cam asta urmează să se întâmple. Pentru că toate duc, toate aceste drumuri la propriu duc la Roma. Dar nu se opresc la Satana din Roma, dar merg mai departe spre Ierusalim. Asta este doar sluga pregătitoare. Acum, avem la noi încă nu, dar nu durează, cred că mult, că ce li se ordonă, aia și votează. Ați văzut mult trâmbițata lege PLX, dacă nu mă greșesc, Parlamentul României 145, legea cu privire la protecția copiilor, o lege care dă fiu liber, iarăși de când ghilimele statului, o absurditate, să ia copiii de la părinți. Și același lucru ne se spune că, de fapt, legea este altfel. Noi n-am înțeles-o corect. De fapt, statul vrea să protejeze copiii. Să nu mai zicem de toți cei care, majoritatea șefilor de stat, cam de prin toată Europa, nu au copii. Culmea, ei își bat capul cel mai mult de copii. Iarăși, o amăgire frumos înflorită s-a dusă la urechea tuturor și n-ai cum, așa este societatea. Pentru că într-o societate în care, sau pentru care Dumnezeu nu mai este centrul universului și un echilibru în viața lui, oricine poate lua locul central, poate ocupa locul central în viața unei astfel de persoane. Pe un om fără de Dumnezeu este ca o trestie pe care o bate vântul. Azi în dreapta, mâine în stânga. Vest, est, nord, sud, nu contează. Vânt să fie. Că trestia se duce exact în partea în care îi dictează vântul. Iată un alt semn care iarăși trebuie să ne dea mult de gândit. Încotro mergem, dar vedeți că totul trece. Este acest duh despre care a vorbit și Sfântul Paisia Ghioritul. Duhul Antichristului, Duhul Satanii, care este un duh din moleșteală. Ați văzut vreodată, toți, nu există om să nu fi avut această senzație sau să nu trăiască această stare. La un moment dat ai mâncat bine sau ești supraobosit și în loc să stai să-ți faci o rugăciune de seară, îți vine această moleșeală și vrei să dormi și să stai întins și să te odihnești și zici, las că mai spre seară, mai stau 15 minute și după aia îmi fac rugăciunea sau altceva ce vrei să faci și nici nu-ți dai seama, te-ai trezit peste 4 ore, deci ai adormit, iar diavolul îi place cel mai mult ca creștinii să doarmă. Să doarmă dulce și liniștit, că nu e acum. Nu astea sunt vremuri. Cât preoți nu vorbesc în ziua de azi. Nu sunt astea. Au mai fost vremuri de azi. Au mai fost și o să treacă. Ei, dacă ziceți voi așa că a mai fost, eu zic că n-a mai fost. Și cu adevărat suntem pe ultima sută de metri. O altă aberație, să nu zic altfel, a legilor scoase care se promovează. Iar zic, la noi încă nu-i, dar va veni cu siguranță, pentru că legea va deveni unică și obligatorie pentru toate țările. Legea cu privire la, sau cum este supranumită, legea porcului, da? La creșterea animalelor în condiții de casă. Nu mai e voie. Nu mai ai voie pentru că Ursula von der Leyen, care este o expertă în domeniul vacilor și porcinilor, zice că nu mai avem aer. Nu avioanele poluează, nu rachetele lor, nu bombele lor. Inovațiile lumii inteligente din ziua de astăzi. Nu astea poluează. Nu armamentul care îl trimit ei
la greu în Ucraina să omoare neam cu neam. Nu, nu ăsta. Nu vacile. Și porci. Și dacă vor acum să distrugă o fermă întreagă, așa cum s-a întâmplat la noi aici nu departe, de 2000 de capete sau 20.000, nu mai țin minte cât, au venit și au zis, gata, gripa porcină, sacrificat tot. Asta e treaba. S-a terminat. Nu ai voie. Iarăși toți tac și înghit și zic, asta e bine așa. Nu-i timpul ăsta. Nu, asta nu este dictatură. Nu, nu. Este protecția sănătății oamenilor. Ați înțeles? Iată ce este. Deci toate lucrările astea de amăgire vor fi împodobite cu povești. Sunt foarte, foarte mulți oameni care cred în toate poveștile astea. Ei cred. Iată de ce nu mi-aduc aminte acum, cred că Sfântul Antonie cel Mare, dacă nu greșesc, spunea că la sfârșitul vremii lumea va nebuni. Și când vor vedea pe unul care n-a nebunit ca și ei, vor striga toți în glas, iată nebunul. Ei cam trăim vremurile astea, nu știu cum, parcă le trăim așa din plin. Când dacă nu ești în mintea lor și nu intri în nebunia lor, toți strigă, iată nebunul. Iată nebunul. Vedeți unde stă? Un alt semn mare care dă de gândit și ar trebui să ne dea de gândit. Ura care este promovată în societatea astăzi de nimeni alții decât de cei care conduc, indiferent la care nivel. Nu vreau iarăși să zic ceva despre politică. Nu mă interesează. Nici nu m-a interesat niciodată. Doar că privind dintr-o parte, nu înțeleg cât de slab la minte trebuie să fii să zici că ăia rușii sunt agresori, iar americanii nu. Deci când au omorât americanii sute și milioane de oameni în Libia, Iugoslavia, Irak, Afganistan, tot era bine. Câteva țări în care au dus războaie. Ei, iată acum, nu-i bine. Și nu că aș da dreptate rușilor, Doamne ferește. Oricine ridică mâna împotriva fratelui, oricine curmă viața unui om, este un păcat grav, dar apoi mii și mii. Doar că n-am văzut nici pe ai noștri, nici pe alții să promoveze ura aceasta împotriva americanilor sau alianței NATO, care, zic ei, este o alianță de apărare. Și nu știu de ce nu i-au atacat irachienii pe nimeni. Dar în câteva zile au făcut praf o țară întreagă, fără niciun motiv. Dar iarăși, este o lucrare. Iată, ura care este promovată. Și nu doar e vorba despre acest război. Nu, nu. Ura intersocială. În momentul când ai o altă părere decât cea care ți se impune, automat ești atacat. Catalogat. Nu contează în care domeniu, în orice domeniu luați. Ei, iată un alt indiciu clar că în împărăția Antichrist, dacă în împărăția lui Dumnezeu dragostea domnește și pacea și liniștea și iubirea, care este legea de căpătăi a creștinătății, iată mai nou o altă lege, legea urii. Deci oamenii trebuie să urască unul pe celălalt, că altfel
Nu-i bine. Un alt indiciu clar și mare la care trebuie să gândim și să gândim mult. Și am ajuns la o problemă, la un alt semn. Eu de mult stau și încerc să pătrund cumva cu mintea mea și să înțeleg. Bine, bine. Mulți din țara noastră, mă refer strict la Moldova, pentru că cândva, asta este istoria, n-ai ce să-i faci, am făcut parte din fosta URSS. Știm foarte bine ce au făcut rușii sau sistemul comunist, partinii de atunci. Pentru că până la urmă, nu numai rușii au făcut, ci toate aceste 15 țări au făcut parte și din Congresul, și din conducerea Uniunii Sovietice. Și când spunem că rușii ne-au deportat, e fals, tot ai noștri s-au părât unul pe altul. Așa cum se întâmplă și în ziua de astăzi. Așa cum s-a întâmplat și acum 3 ani de zile. Cine supăra unul pe celălalt? Ce, în România, dacă cineva făcea o zi de naștere, veneau bulgarii să-i părească, să sune la poliție. Tot români, de alături, vecini. La noi cum a fost? Nu tot asta. Deci, practic, dar, în fine, așa este primit, așa trebuie să spunem. Și s-a distrus. Că nu, cine ridică glasul și mâna și gândirea împotriva lui Dumnezeu, nu poate împărăți în veci, se distruge împărăția. Întrebarea mea este și dilema mea este, care e diferența dintre Uniunea Europeană și Uniunea Sovietică? Nu același sistem de dictatură, ăsta este mai groaznic, mult mai groaznic. Ei au pus o interdicție. Ei au dat ordin să fie dărâmate bisericile, să fie exilați preoții și cei care mai stau pe lângă ei, creștinii așa mai devotați, să fie duși și gospodari, să fie exilați în Siberia. Dar aici se pune stop la tot. Și câtă prostime în ziua de astăzi strigă la unison, vrem Uniunea Europeană, vrem. Ce este Uniunea Europeană? Cine sunt deputații ăștia care fac legi obligatorii pentru toți? Cine i-a ales? Pe cine reprezintă ei, de fapt? Cine este femeia asta? Să nu zic altfel, handicapata asta de la Bruxelles. Cine este ea? Ce valoare are ea pentru mine sau pentru oricine din dumneavoastră? Și toată lumea se închină. De ce? Pentru că e puterea banilor. E banul stă la putere. Am adus aminte de, și mi-aduc aminte, și văd pe mulți, iarăși zic, foarte slab la creier, care zic, da, bine, Uniunea Europeană trăiește bine. Și vai, avem și. Da. Așa este. Nimic de zis. În cazul în care gândim doar omenește, că de fapt Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ, nu să trăim bine, dar să ne mântuim. Dacă vorbim creștinește, atunci se schimbă datele problemei. Acolo au de toate, nu l-au pe Dumnezeu. O mare problemă. Iar zic pentru omul care vrea să ajungă la împărăția lui Dumnezeu. Și am adus aminte de acest cuvânt, de această gândire a oamenilor. Cei care gândesc pur omenești. La ziua de azi, la ziua de mâine și atât. Să mănânc, să beau, să mă odihnesc, că asta e viața și cu asta se termină. Mi-am adus aminte de Iisus când, după ce a primit botezul, noi facem cu mătrii și sărim în sus și cântăm și întindem palme, slăvind pe diavolul, că așa este bine și creștinește. Iar Iisus, după ce a primit botez, s-a retras pentru rugăciune, pentru singurătate, în pustiul Carantanii. Și acolo a avut parte, după cele 40 de zile, după ce a flămânzit,
Atunci când a simțit diavolul că este slăbit trupul, s-a apropiat să-l ispitească. Și una din ispitele pe care îi aduce în diavolul este următoarea. L-a urcat pe aripa templului și i-a zis: vezi lumea cu toate bogățiile ei? Eu ți le dau ție, tu închină-te mie. Iată această uniune satanică. Asta și face. Moldova fiind o altă jertfă, următoarea. Deci îți propune, iată bogățiile. Vezi cât de bine trăim noi. Închinați-vă nouă și vă dăm și vouă. Ce ar însemna închinarea? Faceți tot ce vă spunem noi. Și mașina de votat în Parlament pentru asta este și făcut. Iată un alt semn care dă de gândit. Haideți să vedem ce avem și spre ce tindem. Iarăși zic, dacă vorbim pur omenește, doar de bunăstare și nu știu de ce, e perfect. Dar ce ne propune astăzi Europa? O lume fără de Dumnezeu. Și să nu încercați să-mi spuneți că nu e adevărat. Ba, este și foarte adevărat și vedeți ce se propagă astăzi. Deci o lume fără de Dumnezeu. Pe când noi vrem o lume cu Dumnezeu. Cel puțin eu vreau asta. Noi vrem să avem o familie normală, teapără, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, dintre bărbat și femeie. Ei, din partea aia spune nu, nu. LGBT, Q, plus, Q, ce mai fac eu? Iată, așa trebuie să fie. De ce? Pentru că, în primul rând, așa vrea Uniunea Europeană. Iarăși, argumentul foarte. Toți oamenii sunt egali. Deci nu poți să-i discriminezi. Și atunci, cum rămâne cu cealaltă lege, tot de oameni, tot de voi făcută? Când spun voi, mă refer la cei care fac legi. Minoritatea se supune majorității. Îți place, nu-ți place? Asta este realitatea. O altă catastrofă care vine peste neamul creștinesc, ceea ce n-am auzit, cel puțin n-am auzit până când n-avea nu știu câți ani. Nu neg faptul că nu o fi existat. Dar atâta reclamă și atâtea drepturi, nici măcar pentru o familie normală, nu se face. În același timp, aceiași oameni care promovează urăciunea, nu păcat, dar urăciune înaintea lui Dumnezeu este, tot ei o promovează și tot ei bat alarma că situația demografică în țară este acută. Și atunci, unde este adevărul? Iată o altă, un alt semnal de alarmă, pentru că spune Sfântul Ignatie Brenceninov în prorocia sa despre sfârșitul lumii, la sfârșitul lumii veți vedea toată destrăbălarea. Toată destrăbălarea. Fără un pic de moralitate. Pentru că noi asta am avut până acum și asta, cel puțin marea majoritate a țării noastre și cred că nu știu, în toată lumea creștină, așa este. Moralitatea este pusă pe primul plan. Ei, nu, astăzi ne spune nu, altceva. Amoralul trebuie promovat. Că nu ești la modă. Dacă nu ești un tip amoral. Am avut, cel puțin până ceva timp în urmă, niște drepturi. Cu toate că drepturile omului numai pe foaie sunt scrise.
dar existau ele cumva, se mai ținea cont de ele. Astăzi nu mai sunt. Au rămas doar scrise. Și atât. Totul se încalcă de sus până jos. Minciuna stă la loc de cinste și adevărul cu dreptate este călcată în picioare. Nu în ultimul rând, am avut, nu știu pe cât o mai avem acum, parțial, mai avem libertatea. Libertatea să ne mai mișcăm de aici colo. Cine se propune dincolo? Un control total. Dar absolut total. Și iarăși mă întorc la prorociile Sfinților Părinți de la de ultimii Sfinți Părinți care au prorocit despre sfârșitul lumii. E vorba despre Ignatie Brenceninov, Lavrentie de Cernigo, Cucșa de Odessa, Paisia Gheoritu și alții. Și descriau ei, poate au folosit așa o metaforă până și bobul de grâu va fi calculat și numărat în vremea lui. Ca nimic să nu se facă fără știrea lui. Cel ce nu va avea semnul fiarei să nu poată vinde și să nu poată cumpăra. Spre ce mergem acum? Spre acest control total, absolut. Toată lumea împânzită cu camere, video, cu absolut. Nu poți să... Deci, practic ești urmărit. Și asta nu este totul. Este de-abia început. Dar iarăși, unii zic că noi suntem înapoiați, suntem conspiraționiști, iar lumea civilizată, ăia care pun hârtia la coșul de gunoi și fac păcatele pe care nici animalele nu le fac, ăia sunt civilizați. Ăia de mult folosesc și este bine. Trebuie să tindem spre ce? Să rămânem oameni sau să ne transformăm în mai rău decât animalele? E o mare întrebare. De aceea, pentru mine, Uniunea aceasta europeană rămâne un paradox. Pentru mine, aceasta este Uniunea satanică. Este, dacă vreți, fiara dinaintea fiarei. Cea care pregătește venirea adevăratei fiare. Și atunci veți vedea. Și atunci vom vedea. Spune cartea Apocalipsei, de-abia atunci oamenii vor înțelege că au fost amăgiți. Dar va fi târziu. O altă mare problemă, o altă mare dilemă care ne așteaptă și pe care oamenii o primesc cu ușurință și nu zic doar de... Bine, oamenii fără de Dumnezeu, în lumea păgână, în lumea sectară, este un lucru normal, deci ei nu se sesizează absolut nimic, pentru că dacă nu ai Duhul Sfânt, despre care spunea Mântuitorul ucenicilor săi, când vă veți îmbrăca cu putere de sus, acela, Duhul Tatălui, vă va învăța pe voi toate. Și dacă nu ai împărtășirea cu Duhul Sfânt, n-ai de unde să cunoști. N-ai de unde să știi. O altă mare problemă care bate la ușa noastră, și oamenii sunt total indiferenți, dar în momentul când se va întâmpla aceasta, din clipa respectivă, de-abia atunci vom înțelege că până acum ne-am jucat și am pierdut timpul în zadar, este lichidarea banilor cash. Este totala lipsire a omului de libertate. De libertate de exprimare nici nu mai vorbim. Am vorbit deja în contextul a tot. O altă mare problemă. Că nimeni nu va putea și nu va avea dreptul și nu va îndrăzni să spună ceva împotriva unicului, singurului domnitor, conducătorului acestui guvern blestemat mondial. Acest exercițiu și repetarea se face acum. Nu cumva să îndrăzniți să spuneți cineva despre șeful sau șefa. Legile care se fac. Vedeți ce legi. Ca SIS-ul să poată interveni oriunde, să
atace, să blocheze, să asculte, să te urmărească nu știu câți ani de zile. Indiferent. Unde s-a mai auzit așa ceva? Deci, iată, acest exercițiu este premergător ca să înțelegem noi ce urmează. Ei, dacă acum este așa, atunci va fi cu totul altfel. Deci, iată, această lichidare a banilor cash, unii o pun pe seama economiei, dau fel de exemple, uite banul ăsta, dacă merge acum, nu e vorba de niciun fel de câștig, niciun fel de economie. Este vorba ca omul să fie dependent de acest sistem satanic. Ca acest blestemat portofel digital să te facă parte a întregului sistem. Pentru că aceasta este pecetluirea. Nu vă gândiți că o să îmblați cu codul de bare pe frunte. Nu, nu. Sau pe mână. Sau cu chipuri. Nu. Ca omul să gândească doar la Antichrist, iar mâinile și picioarele lui să umble pe căile lui și să facă ceea ce îi poruncește el. Aceasta este pecetluirea. Nu este alta. Dacă vă așteptați la semne pe frunte, vă înșelați amarnic. Semnul este cucerirea conștiinței omului, schimbarea gândirii lui. Și diavolul asta și vrea, să-l scoată pe Dumnezeu din inimă și din sufletul omului. Și gata. Asta este pecetluirea. Când nu-l mai ai Dumnezeu, vedeți. Oamenii care nu-l au pe Dumnezeu. Ce zic, ce fac, cum gândesc. Simplu. Și trebuie să-i aducă până acolo. De asta și se propagă ura asta între oameni. Ca să fie mai ușor, să se atace unul pe altul. La fel, o altă mare bazaconie care se pregătește acum, care se va implementa. Deja am înțeles că există pe undeva. Aceste orașe, 15 minute. Vai, soluția! Iată adevărata soluție. Să stai ca oaia în țarc. Ca să ieși din acest oraș, din perimetru a 15 km, să ai un motiv bine întemeiat. Dar totul este spre binele omului, că așa vom proteja mediul înconjurător, natura. Acum Ursula von der Leyen, Soros și Biden, ei sunt Dumnezeii Pământului. Înțelegeți? Nu mai e voie nici pe Pământ să mai mergi. A, ziceți că nu va fi, va fi. Aduceți-vă aminte, 2 ani în urmă. Cel puțin am avut exemplu la noi în țară. Cine a făcut nuntă când toți aveau restricții? Unul singur. Cine se prembla dintr-o parte în alta? Șefii. Restul, arest la domiciliu. Că muriți. Iată un alt semnal. Deci aceste țarcuri se pregătesc acum. Se fac experimente. Că dacă lucrează, mașina de vot este pregătită. Toți sunt vânduți. Nimeni nu va îndrăzni să facă altceva decât le spune șeful. Au îndrăznit. Vorbea cineva de unăzi la o conferință de presă, dacă nu greșesc, cu un prim-ministru și 4 președinți de țară de prin Africa. Pe unul l-au omorât în casă, pe unul l-au împușcat în stradă și 3 au murit subit, așa, nu știu. I-a apucat moartea. Și gata. S-au liniștit ceilalți. S-au calmat. Și totul este exact așa cum se cere. Deci, iată, încă o dată repet, când veți auzi că iată, este o lună, două, o jumătate de an, probabil va fi așa o perioada de tranziție, de deprindere a oamenilor, să-i deprindă pe oameni fără bani și, bineînțeles, că iarăși spre binele nostru, că banii se rup, îi pierzi, ți-i fură, cel mai bine este cardul și apoi
totul la un loc, în acest portofel digital în care nu mai umbli cu carduri, cu acte din urma ta. Este o inovație, este ceva. Deci oamenii de știință, oamenii, voi, proștilor, care nu înțelegeți nimic, sunteți de la coada oii, tot cu coada oii ați rămas. Uitați-vă la noi, noi, oameni inteligenți. Păi ce vă propun și rău în asta? E spre binele poporului, spre binele lumii. Deci niciodată diavolul nu o să vă dea gândurile, ci doar ele sunt pregătite din timp, analizate, și cum să fie date, să fie înghițite de marea majoritate. Acum, dacă tot trăim acest sentiment, în timpul nostru se întâmplă, avem și miniștri, avem minister, numai noi, peste tot în lume, Ministerul Digitalizării și Tehnologiei Informaționale. Vai! Toată lumea, vai, dar este o inovație. Lumea progresează. Îi dezvoltăm. A nostru vrea pizza online și suvachite online și tot așa. Iată diavolii care au ieșit din iad și umblă pe pământ. Iată exact ceea sau unde se va ajunge. Ca totul să fie online, adică omul nu mai contează absolut. Nu mai are nicio valoare. Nu mai avem nevoie de oameni. Suntem prea mulți, spunea cineva odată, tot în această Uniune, în acest Parlament. Nu mai vorbim de expoziția care au făcut-o zilele trecute, 2 săptămâni în urmă. Această expoziție rușinoasă. Iată ce promovează timpul Antihristului și pregătirea lui. Asta este dezmățul total. Și digitalizarea aceasta face parte din, nu intru în detaliu, din acest proiect global, ca toți să fie una, dacă ar fi să fie așa, ci doar ca toți să fie în același sistem, ca acel unul să poată coordona și conduce cu toți odată. Și aici se adeverește prorocia Sfântului Paisia Ghioritul, care zice că la sfârșitul vremii sau în vremea Antihristului, până și bobul de grâu va fi numărat. Ca nimeni să nu facă nimic fără știrea și voia lui. Atunci veți înțelege ce înseamnă valoarea banilor, când banii nu mai au valoare, dar au termen. Atunci veți înțelege multe. Când, de fapt, nu veți avea nimic, dar vi se va spune că aveți totul, atunci vor fi oamenii lipsiți de proprietăți și de absolut tot. Deci, ceea ce ne se pregătește acum frumos, nici nu vă dați seama unde o să ajungă. Cât de greu, cât de grav va fi. Odată ce spune Ioan Teologul că vom fugi la morminte și vom striga, ieșiți morților să intrăm noi de vii, îmi dau seama că nu ne așteaptă zile ușoare. Multe din aceste semne, vremea aceasta de amăgire, se pot sau putem vorbi despre multe încă, am luat eu așa câteva care le vedem cu toți, sau le trăim sau le-am trăit deja. Și câteva care le vom trăi. Doar cu gândul ca cei care vor vrea și vor dori să-și salveze cu adevărat sufletul, să vă păziți departe, departe de toate acestea. Și ca concluzie, ca și concluzie la tot ceea ce am enumerat până acum, scopul este sau drumul este unul singur. Calea este una singură. Toate duc spre încoronarea Marelui și Unicului Împărat, care va face pace, cel pentru care toți lucrează astăzi, toți absolut. Și când spun cuvântul toți, nu mă refer la oameni, ci mă refer la cei care conduc. Pentru că noi avem impresia că
alegem. Nu știu, tot mai aproape de mine gândul că ni se impun oamenii care să ne, să nu zic, să ne conducă, să ne ducă de cap, exact acolo unde le-au poruncit stăpânilor. Acestea toate le trăim și vedeți că toți ne vor doar binele. Când este vorba să votăm o lege împotriva oamenilor, o votăm noaptea, dacă trebuie, și la 12 noaptea. Când e vorba să votăm o lege pentru oameni, în folosul lor, dezbate, frate, și se dezbat toți în toate părțile, oricum, nu mai ajunge nimic pentru om. De aceea, încă o dată repet, departe cu gândul de politică. Absolut departe. Nu mă interesează. Doar că diavolul, prin aceste slugi, calcă la propriu Biserica lui Hristos în picioare. Mulți dintre, dacă nu majoritatea, patriarhi, arhierei și cler au căzut. Mulți vor cădea și de acum încolo. Să dea Dumnezeu să reușim să ne menținem pe linia de plutire. Dar începutul, dar nici măcar nu este început al durerilor. Este doar pregătirea marilor dureri și a marilui chin la care va fi supus întreaga omenire. Așa că mergeți la Sfânta Liturghie, spovediți-vă mai des și împărtășiți-vă atâta timp cât mai veți unde. Și mai e timp. Cei care fac glume și care râd și vor râde, să râdă sănătoși, vine vremea când exact, după cuvântul Apocalipsei, vor înțelege că au fost amăgiți, dar va fi târziu. Unii probabil se vor pocăi la un moment dat, atunci când vor înțelege pe ce cale au apucat. Și Dumnezeu și pe ăștia îi va ierta. Îi va ierta Dumnezeu, spune Apocalipsa și Ioan Teologul, că au confirmat și Sfinții Părinți Ignatii, Brencheninov, Lavrenti, Cucșa de Odessa și Paisia Gheoritu și alții despre poporul iudeu, care nu-l vor primi pe Antichrist, vor refuza, dar culmea au buletine și pașapoarte cu cod de bare. Și pe aia Dumnezeu îi va ierta. Pentru că, încă o dată, repet, nu acolo este pericolul. Aici. Aici. Mânuțele, capul, gura ce mărturisește, picioarele unde umblă și faptele fiecăruia din noi. Asta contează. Și pe ei va ierta Dumnezeu. Pentru ei vor veni Ilie și Enoch și vor mărturisi și vor striga, nu-i ăsta Hristos, ăsta este Antichristul, și pentru asta vor fi omorâți. Iar cei care se vor întoarce la dreapta credință, unii vor scăpa prin fugă, alții vor fi martirizați, dar îi va ierta Dumnezeu și pe ei. Iar ceilalți care vor merge în prostia lor până la sfârșit, din păcate nu se va mai putea face nimic. De aceea, aceste vremi de amăgire pe care le trăim, este și lucrarea diavolului. Și mai încearcă pe unele locuri să mai ridici cineva capul, mai vedeți un protest acolo, unul dincolo, imediat sunt înăbușite, imediat nu se ascultă absolut vocea poporului, nu interesează. Lege și gata. Este, legea este votată, gata. Am rezolvat cazul. Mergem mai departe. Următoarea lege. Iată, toate acestea vi le-am spus, încă o dată zic, fără nici un gând la politică, ci că n-ai cum, pentru că politicul s-a băgat și se bagă în continuare și calcă tot ceea ce este sfânt în picioare. Și încearcă să diminueze importanța bisericii, practic numai nu spun că Dumnezeu nu există și nu avem noi nevoie, ne rugăm în casa noastră și avem noi ale noastre, și așa mai departe. Deci toate aberațiile astea care le auziți sunt de la oameni fără de Dumnezeu, să țineți cont despre asta.
Iar restul, care nu cred, e problema lor. Datoria mea și a altora este să vorbim lumii. Să știe oamenii. Să nu ne găsească timpul nepregătiți. Zicea într-o clasă, la o oră, învățătoarele le spunea copiilor pe vremea comuniștilor noștri din fosta URSS că Dumnezeu nu există. Dumnezeu nu există, copii, și să nu faceți semnul crucii, să nu așa, că Dumnezeu nu există, nu trebuie să postiți, nu trebuie să faceți asta, că oricum Dumnezeu nu există, este o poveste. Chiar dacă era o poveste, cu ce era mai bună povestea pe care o citeam în cartea cu povești și povestea despre Dumnezeu? Cu ce erau mai de treabă poveștile alea? Dar în fine, este o altă întrebare. Și unul din copii a zis, da, doamna învățătoare sau tovarășa învățătoare, cum îi spuneau atunci. Dacă Dumnezeu nu există, cum spuneți dumneavoastră, și noi facem ceea ce spuneți dumneavoastră să nu mai facem, ce pierdem? Nimic. Dar dacă Dumnezeu există și noi nu facem, atunci am pierdut totul. Gândirea unui copil în care a lucrat Harul Dumnezeu. Și atunci învățătoarea a luat apă în gură și n-a mai spus nimic. Așa că mai bine să tragem clopotul și să batem alarma și să dea Dumnezeu să fie o alarmă falsă, dar nu cred. Dar să fim toți pregătiți decât să ne ia pe toți prin surprindere, așa cum îi iau pe toți conducătorii țării noastre și a României și pe oriunde, iarna pe nepregătite sau pe neașteptate, prin surprindere. În luna ianuarie îi găsește iarna prin surprindere. Așa că să ne ajute Dumnezeu și să ne întărească Dumnezeu să înțelegem lucrarea mișelească de amăgiri. Iar îl zic, nu e vorba de o persoană în parte, ci e vorba despre tot acest sistem antichristic în care toți care fac parte, asta este, sunt slugile. Satanii sunt diavolii pe pământ, puși acolo să îndeplinească ordine. Așa că toată lumea asta stinde într-un singur punct. Deci dacă s-a dat ordinul să vorbim despre ăia că sunt răi, numai ăia sunt răi, alți răi nu mai există. Dacă s-a dat de sus ordinul să spunem asta, dar numai asta trebuie să spunem, că dacă nu spui asta, înseamnă că nu știu ce se întâmplă. Și iată gândirea unică, un singur idol, o singură gândire, nu ai voie, nu poți să faci absolut nimic, trebuie să fie așa. Și peste totul o să vă se aducă minciunile frumoase ca să le credeți și să le primiți. Pentru că acesta este până la urmă scopul. Nici un suflet să nu scape. Chiar spune Ioan Teologul în Apocalipsă și pe cei aleși se poate nu chinuie, nu omorâ, dar amăgi, țineți minte lucrul ăsta. Este cuvântul de bază al sfârșitului lumii. Nu omorâ, nu maltrata, nu martiriza, ci amăgi. Amăgirea, minciuna, prostia, ura, destrăbălarea, toate astea sunt așa de bine înflorite, cu drepturi și cu nu știu ce, pentru folosul oamenilor și în scopuri nobile, că toate vor fi puse pe tavă și marea majoritate le vor înghiți. Altora chiar le va plăcea. În speranța că v-am fost util în această seară, n-am făcut teologie pentru că așa mi-am propus din start, să vorbim de faptul ce se întâmplă, ca să mai putem înțelege și noi și desluși, ca să putem vedea din care parte bate vântul și încotro ne duce. În speranța că ați găsit ceva util și de folos, nu rămâne decât să vă mulțumesc. Și dacă aveți întrebări, vă ascult cu mare drag. La cât și la ce mă pricep, vă și răspund imediat.
Hristos a înviat. Adevărat. Da. Eu am o întrebare, poate vă sfat dacă puteți să-mi dați. În biserica noastră sunt unele persoane care nu cred că noi trăim timpurile apocaliptice, deși pentru mine asta e tare firesc și pot să văd ce ați povestit în seara asta. Cum credeți că am putea să-i ajutăm? Vă mulțumesc de întrebare. Nici măcar nu întreb în care biserică, nu mă interesează. Păi vedeți, tocmai am spus despre cuvântul Sfântului Ioan Teologul. Chiar pe cei aleși să-i poată amăgi. Cei aleși, să nu vă gândiți că cineva e ales. Iată, să-l amăgesc pe ăsta sau pe ăsta. Nu, nu. Cei aleși sunt cei botezați. Cei născuți în lumină. Ăștia sunt aleșii. Cei care îi cheamă Hristos și le spune veniți să moșteniți, veniți binecuvântați Tatălui meu să moșteniți împărăția care a fost făcută pentru voi încă de la facerea lumii. Aceștia sunt aleșii, cei care primesc botezul în Sfânta Treime și Dumnezeu îi cheamă la mântuire. Iată, pe ei chiar și pe cei aleși. Cu ce să-i putem ajuta? Dar cu nimic nu-i puteți ajuta. Pentru că Dumnezeu este atât de corect și de suveran în hotărârea sa, i-a dat omului toată libertatea. Și fiecare decide ce face, cum face, unde merge, pe cine ascultă, unde se spovedește, de câte ori și așa mai departe. Nu-i poți ajuta absolut cu nimic, decât să le vestiți cuvântul Evangheliei. Eventual, dacă aveți oricare din aceste cărți, acestor Sfinți Părinți cu prorociile, Ignatie Brenceninov, Paisia Gheoritul, Lavrentii de Cernigov, Cufșa de Odessa, dar iarăși, la ce trebuie lui prorocia Sfântului Paisie, dacă Sfântul Ioan Teologul a descris, deși este o carte greu de accesat, este o carte greu de înțeles Apocalipsa, e nevoie de multă știință, de multă abilitate, e o nevoie de o altfel de viață decât o trăim, e nevoie de post și rugăciune, dar nu este imposibil de deslușit tainele acestei cărți. Și dacă mă refer acum la o pildă a Sfintei Scripturi, dreptul Lazar și bogatul nesimțit, la un moment dat bogatul îi spunea lui Abraham să lase pe Lazar să meargă să vestească fraților lui, să-și îndrepte viața, să nu ajungă și ei în acest loc de chin. Atunci Avram i-a zis, că spunea bogatul, că dacă va învia un mort, oamenii vor crede. Atunci a zis Avram, acolo au pe Moise și toți prorocii. Dacă nu cred de Moise și de proroci, nici morții, dacă vor învia, tot nu vor crede. Așa că dacă ei ascultă de cuvântul Evangheliei și de cuvântul lui Hristos, a Sfinților Apostoli, a Sfinților Părinți, nici mortul dacă învie și o să le spună totul, nu o să creadă. Nu vă pierdeți timpul în zadar. Dacă le-ați spus, dacă știu, dacă cunosc, căutați-vă de mântuire. Și vedeți care este drumul mai departe pe care trebuie să mergem. În rest, fiecare va răspunde înaintea lui Dumnezeu. Da, mulțumesc mult. Doamne ajută. Dacă mai aveți întrebări. Hristos a înviat, părinte. Doar atent. O întrebare cam, eu știu, poate vă pare ceva mai deosebită, poate nu-i momentul. M-ar interesa așa o întrebare. Mitropolia Basarabiei, ea
Mergem pe același făgaș cu Mitropia Moldovei, am vedere în povăduirea celor învățături pe care le propovăduiește Biserica noastră ortodoxă. Sau ea are niște devieri într-o parte. Adică asta m-ar interesa. Pentru că aud niște versiuni, adică este o schismă, adică este o deviere de la dreapta credință și chiar am niște semne de întrebare. Și vreau să văd părerea dumneavoastră privitor la misiunea lor. Mergem într-același pas, adică aceeași credință, aceeași în felul acesta, adică de aceleași învățături sau trebuie să stăm mai într-o parte. Că eu despre mine, deci vă asigur că adică sunt ortodoxă cu Mitropolia Moldovei. Asta este, nici, da, eu niște, așa, o niște întrebare, o întrebare de felul ăsta. Mulțumesc, vreau părerea noastră. Da, vă mulțumesc că noi nu punem la îndoială sau nu facem recensământul sau nu întrebăm. Apropo și de recensământ, uitat că vorbim că și el face parte din planul acesta global antihristic. Nu ducem evidența cine și din care mitropolie face parte. Mitropolia Basarabiei este o temă veche și o temă lungă. Da, este o dezbatere mai amplă, mai largă. Schisma în biserică este lucrarea diavolului. Tot prin oameni. Modul cum a apărut această mitropolie. Cine nu știe, poate nu știe. Eu știu. Nici de cum n-a apărut din marea dorință cuiva că s-a trezit peste noapte și deodată a simțit că el este român. Și aici e neamul românesc. Nu. Departe de gând. Exact ca și cei care trec astăzi dintr-o mitropolie în alta. Nu trec pentru faptul că dintr-o dată i s-a trezit sentimentul de patrie. Nu. Fug dintr-o parte în alta pentru că lista o putem deschide și nu mai terminăm pe mâine dimineață. Din punct de vedere a unui aspect. Acum, ce mărturisește Mitropolia Basarabiei? Întrebați pe ei, că eu nu știu ce mărturisesc ei. Cum mărturisesc ei. Dar că în cadrul Mitropoliei Basarabiei unii preoți sărbătoresc la o dată sărbătorile și alții pe altă dată, deja nu este bine. Dacă în România avem biserica de stil vechi de la Slătioara și Biserica Ortodoxă Română îi numește pe ăștia stiliști, atunci în Mitropolia Basarabiei cei? Când aceeași mitropolie cu același mitropolit sărbătoresc o parte atunci și o parte ăștia nu sunt stiliști, pe ăștia nu-i vede nimeni. Deci cum îi acceptă? Dar pe ea nu. Pentru că nu e vorba de credință, este vorba de politică. Mitropolia Basarabiei este un proiect politic. Atât. Deja ce mai mărturisesc e mai departe, chiar nici nu mă mai interesează. Chiar nu mă interesează. Dar în momentul când aceeași stare de lucru, aceeași situație o avem în România cu Slătioara, Biserica Ortodoxă Română de stil vechi de la Slătioara. Nici acolo nu cunosc care e, dar știu că există în România circa 1 milion de creștini numără această biserică de stil vechi. Și ea este nerecunoscută de Patriarhia Română și toți erau cu deși să spun că sunt stiliști. Noi avem același caz în Republica Moldova, în Mitropolia Basarabiei, care face parte din
Patriarhia Română, avem parohii care serbează sărbătorile pe stil nou și apoi pe stil vechi, celelalte. Și aici totul e ok, aici se poate. Avem preoți care sărbătoresc sau slujesc pe stilul nou la dânsul în parohie și după aia merge în altă parohie aceeași sărbătoare. Deci două sărbători, două fețe, două, nu știu. Vă spun o cunoștință de cauză. Episcopul Basarabiei de Sud, care suntem prieteni și am învățat împreună și ne mai întâlnim, mai slujește aici și apoi slujește acolo, aceeași sărbătoare acolo, pe urmă face aici. Am avut de mai multe ori discuții și până la urmă totul se rezumă că asta e situația. Nu-i corect. Deci dacă Mitropolia Basarabiei ar fi apărut în alt mod, da, dar ea a apărut așa cum a apărut. Pentru mine ea rămâne să fie un proiect politic bine gândit de servicii încă de pe vremea respectivă. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte... Mulțumesc. Da, dacă mai aveți întrebări, vă ascult. Preferabil la ceea ce am vorbit astăzi. Hristos a înviat, Părinte. Adevărat a înviat. În contextul discuției de astăzi și a tuturor evenimentelor care se întâmplă în țara noastră și despre care mai puțin se vorbește, am observat în anul acesta că toate băncile și-au schimbat sistemele de operare. Au introdus un compartiment nou prin care se include semnăturile plăților prin semnătură cu date biometrice, fie că prin voce, fie că prin amprentă digitală, fie prin scanarea facială. De asemenea, avem multe rapoarte statistice care deja ne întreabă ca entități dacă utilizăm asemenea modalități de recunoaștere a personalului. Ce ar trebui să facă un creștin? Ar trebui să-și dea datele biometrice în sistemele pe care le va solicita la un moment dat băncile sau alte instituții, sau trebuie să fim foarte precauți la acest lucru? Mulțumesc! Da, vă mulțumesc de întrebare. Ce trebuie să facem? Ceea ce ne-a spus Hristos dacă suntem creștini? Iar Hristos ne-a spus următorul lucru. Cel ce vrea să urmeze mie, să-și acruce și să vină de urma mea, să mă urmeze întocmai. Și iarăși, toate astea sunt făcute din oamenilor, nu? Ca să nu mai alergi până în partea aia, economisești timp și bani. Nu? Deci totul îi face să binele omului. Dacă ar fi așa. Sigur, e vremea când trebuie să ne pregătim. Și asta în ultimii 3 ani în continuu. Este vremea când trebuie să ne pregătim și să fim puternici duhovnicește și să începem câte un pic a renunța la plăcerile, comoditățile din viață, la păcaturile vieții, la păcatele vieții. Și să începem să ne deprindem cu psaltirea, cu rugăciunea, cu deasa împărtășire, cu deasa spovedanie, să ne înarmăm cu răbdare, pentru că absolut nimic nu vom schimba. Absolut nimic nu vom schimba. Și aici aduc ca argument cuvântul Sfântului Ignatie Brenceninov, care spune așa la un moment dat, în momentul când vei vedea corabia lui Hristos că se rupe în două, fugi departe de ea să nu te lovească voscându-l și te omoare și pe tine. De aceea, paza aceasta trebuie să fie, deci totul se va începe. Teroarea
eroarea adevărată, dictatura adevărată se va începe odată cu lichidarea banilor cash. Iată, atunci se va lua ultimul strop de libertate. Atunci, controlul total asupra omului se va încorona. Și de acum încolo vom vedea restul ce urmează. Sigur, va fi greu, închipuiți-vă deodată, să rămâi fără nimic. Nu mai poți face absolut nimic. Ei, în asta și constă răbdarea și urmarea lui Hristos. Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Așa că vă doresc credință în Dumnezeu și răbdare. Și să priviți absolut clar și normal la aceste lucruri, că ele trebuie să se întâmple. Și ele se întâmplă nu pentru că este vinovat Soros sau Biden sau Maya Sandu sau Iohannis sau Ivanov sau altcineva. Nu, nu. Ele se întâmplă pentru că păcatele noastre ale tuturor au covășit, au depășit marea milostivire a lui Dumnezeu. Și dacă am umplut noi toți oamenii cu păcatele noastre, cupa aceasta aurii, ea când se umple paharul, ce se întâmplă? Se varsă exact peste tine, peste cel care îl ține în mână. Și această răutate vine răsplata sau care a vieții noastre, totale, a tuturor oamenilor. Așa că fiecare avem vina noastră, fiecare am contribuit și contribuim în continuare la batjocorirea lui Hristos, la răstignirea lui, la palmuirea, la scuiparea lui. Dar foarte puțin mai sunt din cei care stau alături la piciorul crucii și mai strigă Doamne iartă-ne. Foarte puțin. De aceea, lucrurile sunt inevitabile. Dar când se va ajunge acolo, trebuie să fim conștienți. Când în creștinism sau la acest moment n-avem de răspuns sau să dăm răspuns la multe întrebări. Vom avea o singură întrebare. O întrebare de conștiință. Fiecare om o va avea. Și eu, noi deja o avem. Dar atunci va fi hotărătoare. Una singură. Da sau nu? În momentul când vei spune da, ai intrat sub semnul fiarei. În momentul când vei spune nu, ai trecut de partea lui Hristos, dar iați în Sfinții Părinți să nu vă temeți că Hristos are grijă de turma sa. Nu te teme turmă mică, pentru că Dumnezeu va fi cu tine. Și este. De aceea, nu vă așteptați că mulți vor fi cei care vor respinge. Nu, nu. Majoritatea vor merge. Puțin vor fi cei care vor rămâne de partea lui Hristos. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți alte întrebări, ascult. Hristos a înviat, Părinte, și Doamne ajută. Adevărat a înviat. Întrebarea mea este, Sfinții Părinți ne-au spus că să ne pregătim o căsuță acolo la țară, undeva, când se vor retrage banii, să avem une pe timpul când ați fi greu, să avem o bucățică de pământ, ca Domnul să binecuvânteze. Și în rest, noi cu familia, copiii, cum să facem aici, care suntem în străinătate, dacă noi să vrem să ne retragem Dumnezeu, cred că să ne dă un semn oriceva, ori un gând oricare. Mulțumim frumos! Mulțumesc de întrebare. Semnele, am enumerat 10 din ele, dar ele pot continua. Noi le trăim, de fapt. Pe mine mulți m-au întrebat și mă întreabă în continuare. Și le zic așa, în momentul când de-abia se discută, dar nu se pune în execuție, pentru că vrem noi sau nu vrem, dar nu va fi chiar așa cum vor ei. Mă refer la acești sataniști, globaliști, că azi am hotărât și mâine punem în aplicare. Nu, oricum va fi o perioadă de familiarizare, de anunț, de... Deci totul se va vedea. Deci totul se va da pe față la un moment dat. Dar frumos. Deci frumos. Totul se va spune, dar frumos. Din perspectiva bună. Și vor aduce argumentele. De ce este bine să fie așa și nu invers. Iată
În clipa aceea, dacă, iarăși zic, nu va fi prea târziu, cât mai sunt deschise granițele și puteți circula, e deja bine să vă întoarceți fiecare la casa lui. Deja este bine să vă întoarceți. Că banii pot să mai existe, dar e foarte probabil să închidă granițe într-o singură clipă. Vă aduceți aminte? 3 ani în urmă. Atât. Și apoi spune Apocalipsa, la sfârșitul vremii, mulți de la răsărit vor încerca să fugă spre apus și cei de la apus spre răsărit, în căutarea salvării, dar nu vor găsi. Fără apă și fără pâine va putea trăi omul. Doar numai cu cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Anume, seceta aceasta și dorul acesta de a bea, de a mânca cuvântul lui Dumnezeu. Acesta își va aduce multă tristețe și multă frică între oameni. De-aia și luptă cu ortodoxia. Pentru că un creștin ortodox este cu un pas înaintea lor. Deși ei sunt dezvoltați tehnologic, aici n-au nimic. Noi știm că după moarte vine viața. Eu știu, de exemplu, ca creștin ortodox, că dacă și trăiesc sau voi muri, tot al lui Hristos rămân. Și nu am nicio frică. Ei nu știu despre asta. Nici nu vor să audă. Și nici nu vor să creadă. De-aia ei văd totul până la ceasul morții. Asta este viața. Pentru asta luptă. Să fie împărați aici pe pământ. De aceea vă doresc curaj, credință și răbdare și dumneavoastră. Casa este bună, chiar dacă încă nu v-ați hotărât să vă întoarceți, să o aveți undeva pregătit. Că atunci când va veni vremea, să aveți la ce veni. Dacă, repet, ne vor lăsa și în aceste case. Și dacă nu vom fi în genere izgoniți, și duși în lagăre speciale, ăștia înapoiați și conspiraționiști, care cred în Dumnezeu și nu în Moș Crăciun și nu în salvarea prin înțepare și nu în semnături digitale și nu în toate născocirile și prostiile lor. Vă mulțumesc, Doamne ajută, dacă mai aveți întrebări, vă ascult. Hristos a înviat, să rămână Părinte. Adevărat a înviat. Vă vorbesc din România, vorbesc că dumneavoastră vă adresați mai mult persoanelor din Moldova, sau e prima dată când vă ascult așa mai de la început, și am rămas impresionat, așa plăcut să văd pe de o parte modul în care ați vorbit atât dumneavoastră cât și profunzimea și decența și bunul simț al chiar celor care au vorbit înaintea mea aici. Și aș vrea și să vă pun și eu o întrebare referitoare la ceea ce ați subliniat de fapt în cuvântul dumneavoastră, dar așa totuși în trecere. Și anume, eu ca pregătire am un background tehnic și, să zic așa, am terminat facultatea cam în perioada când a fost, așa zisa, Revoluție din 1989, când s-au schimbat aparent multe la noi în țară, în România, și totuși, deși aparent se schimbaseră, lucrurile nu se schimbaseră în practică, în fapt. Și eu, având totuși o pregătire tehnică, vedeam că conducerile, cel puțin ale firmelor de profil, telecomunicații, de exemplu, unde am lucrat eu, nu urmau lucrurile firești și logice, așa cum le învățasem la școală, ci totuși urmau ca pe vremea dinainte, comunistă, ca să zic așa. Și am zis, hai să văd ce se întâmplă în străinătate, că poate acolo lucrurile sunt mai normale, mai firești, așa cum auzisem că ar trebui să fie. Mă arătați pentru această mică introducere să vedeți ce legătură are cu întrebarea concretă. Și mergând eu în străinătate, într-adevăr, am văzut că acolo lucrurile sunt bune, frumoase, chiar am avut și niște aprecieri, dar până la un anumit moment dat, când mi-am băgat nasul, ca să
zic așa, unde nu îmi fierbe oala, adică am căutat unde nu trebuia să caut, chiar din punct de vedere tehnic vreau să zic. Și în momentul ăla am avut experiența să constat că, dacă ați văzut ca în filmele care le vedem așa americane, a doua zi când am venit, vă rog să-mi predați badge-ul, din momentul de față trebuie să părăsiți unitatea, nu mai aveți voie să atingeți nimic. Lucru care mi s-a părut foarte suspect, mi-a părut și frică în sfârșit. După aceea am înțeles că, de fapt, eu prin ceea ce făceam, deși am avut intenții bune, serioase, solide, prin ceea ce demonstram că trebuie aplicat, dădeam peste cap niște planuri la care nici nu m-am gândit. Adică era vorba de niște achiziții masive de echipamente care trebuiau făcute neapărat într-un anumit loc, iar eu prin ceea ce spusesem, de fapt, dărâmam toată povestea aceasta. Și atunci mi-am dat seama, zic, uite că și Occidentul, deși pentru noi oamenii de rând apare ca fiind foarte corect, o oportunitate deosebită, în momentul în care de fapt atingi puncte nevralgice, nu mai este aceeași abordare și aceeași dreptate după cum se promovează, cel puțin pe toate canalele. Și treaba asta am mai căutat și am mai găsit-o și prin alte părți, tot așa din punct de tehnic. Între timp, am început să privesc un pic mai atent asupra problemelor de ordin duhovnicesc și întorcându-mă în țară mai definitiv de vreo 10 ani, am început să iau mult mai serios problemele care țin de ceea ce înseamnă viața omului cu Dumnezeu, legătura cu biserica și așa mai departe. Și am încercat să privesc cât se poate de adânc toate aceste lucruri, ca să constat cu tristețe cumva oarecum că până și în biserică lucrurile se aseamănă din nefericire la fel ca și ceea ce am descoperit în lumea laică, ca să zic așa, tehnică, de unde veneam, că toate bune și frumoase până în momentul în care atingi puncte nevralgice. Și atunci, începând să iau aminte și să încerc să înțeleg lucruri care țin de istoria bisericii, de învățătura Sfinților Părinți, de tradiția bisericii, am constatat că în momentul în care vrei ca să discuți probleme care țin de autenticitate, de profunzime, de lucrurile care nu țin doar de superficialitate, în anumite momente, dacă deranjezi, ești dat la o parte, ești catalogat ca fiind în sfârșit chiar împotriva bisericii. Și atunci toate au căpătat așa, ca să zic, o amploare foarte deosebită și în care s-a văzut foarte evident totul. Acum, cum a spus dumneavoastră, acum vreo 3 ani de zile, acum 2 ani de zile, când a fost acest eveniment, această pandemie, și zic pandemie pentru că a fost planificată, de fapt, și înțelegeți. Și atunci, eu, uitându-mă că, de fapt, biserica are niște rânduieli ale ei proprii, așa numitele canoane, așa numite învățături, pe care slujitorii, în primul rând slujitorii bisericii, n-ar trebui să le uite. Ea trebuie să fie cei care să le respecte ei, în primul rând, și după aceea să le și promoveze, să învețe pe credincioși. Cum vă explicați că, în mod paradoxal, marea majoritate a conducătorilor religioși, când zic biserică, nu mă refer la biserici, între ghilimele, și înțelegeți ce zic, adică cei care se zic că sunt biserică, dar de fapt noi știm că există una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, da? Adică biserica ortodoxă, universală. Așa, deci toți mai mari acestor biserici locale ortodoxe, cu episcopii lor, bineînțeles, în marea majoritate s-au aliniat unor dispoziții care, unele dintre ele, erau total împotriva canoanelor biserice, și aici mă refer chiar la purtarea măștii în biserică, care este canon clar al Sfinților Părinți, dacă nu mă înșel, canonul, nu mai țin minte, 62 sau 67 de la Sinonul Chinisex, care interzice în mod evident cu asprime acest lucru. Totuși am văzut în alte fețe bisericești, patriarhi, episcopi, stând în jurul Sfintei Mese, cu masca pe față și alte asemenea. Și atunci, asta este numai un mic exemplu, când vedem devieri de la învățătura noastră de credință autentică, lăsată prin Sfintele Canoane, prin Sfintele Învățături, și vedem că acestea, am văzut acum destul de recent
cât de mare a fost amploarea acestor depărtări. Cum vă explicați că totuși, în continuare, poate zice, am putea să le luăm apărarea, să zicem că au fost luați prin surprindere, nu știau ce să zic, așa, dar totuși a durat foarte mult timp și în continuare, în loc să se dezică de această greșeală, de această eroare, de această abatere, vedem că se fac pași spre unirea cu ei. Și atunci vă întreb și eu pe dumneavoastră ca și clerica și reprezentant al lor cumva. Noi, cei care suntem mireni, când vedem toate aceste lucruri, ce părere să ne facem? Cum? Adică putem interpreta că sunt efectiv demersurile pentru ceea ce spuneți dumneavoastră, adică să ne așteptăm din moment în moment că o să vedem că va începe efectiv, dacă nu cumva și început, sfârșitul. Mulțumesc și mă iertați. Da, vă mulțumesc de întrebare. Am, cât ați vorbit, am notat câte ceva. Sper să reușesc să acoper ceea ce vă doare și vă interesează. În ce sine mă adresez creștinilor din Moldova sau din România, Hristos nu are naționalitate. La proscumidie spunem, iar neamul lui, cuvântul psalmistul David, cine îl va putea spune? Hristos este unul. Acum, mai nou, ați văzut că avem, eu nu folosesc, încerc să nu folosesc la maxim posibil cuvântul Paște, dar așa este cunoscut acum, e în vogă, Paștele lui Putin și Paștele Europei sau... Ei, în adevărata ortodoxie, în adevăratul creștinism, nu există naționalitate. Există un domn, o credință și un botez. De aceea mă adresez la toți care au urechi de auzit, să audă și să înțeleagă, pe măsura posibilității. Ceea ce ține de ce ați vorbit dumneavoastră despre partea tehnică, echipamente și așa mai departe. Da, ele... Deci planul ăsta nu este de azi, de ieri, au fost multe încercări, dar întotdeauna s-au lovit de o opoziție. Culmea, opoziția întotdeauna a fost în țările ortodoxe. Și atunci era nevoie să le certe, să se certe ortodoxi între ei, să le separe, să le cumva să facă o rupere. Și au reușit prin schimbarea calendarului, care practic n-au schimbat absolut nimic. Este o aiureală calendarul. N-au schimbat absolut nimic. Cum poți tu un om să schimbi ceva ceea ce nimeni nu poate schimba absolut nimic, nu poate face. Omul poate distruge tot ceea ce a creat Dumnezeu, dar nu poate face absolut nimic. Nu s-a schimbat absolut nimic, doar că s-au schimbat sărbătorile și a apărut această schismă în biserică. Și iată primul pas, în anul 61-65, nu mai țin minte cum îl chema Papa Ioan al VII-lea, nu mai țin minte cum era numele, și Patriarhul Constantinopol Atena Gora, care și-au ridicat de capul lor anatimile. Și iată de atunci... Dar, de fapt, masoneria sapă sub zidurile bisericii de cam 200 de ani. Și tot căuta momentul prielnic să-l predea pe Iisus în mâna păgânilor. Deci, sunt de partea tehnică, sigur, eu am vorbit chiar zilele trecute, să fiți atenți, că în toate localitățile, nu știu, România, la noi, se fac trotuare și sub bordură se instalează un cablu electric, ceea ce nu s-a mai întâlnit până acum, pe toți meșterii care lucrează acolo îi întreb și niciunul nu știu ce e asta, dar așa trebuie să fie. Locuitorii capitalei Chișinău sunt atât de impresionați de faptul că li se renovează trotuare noi și trăim ca în paradis, dar bănuiesc eu că încă nu înțeleg ce îi așteaptă. O să vedem un pic mai încolo. Nu pricep partea tehnică, dar îmi dau seama că dacă e vorba despre digitalizare, deci
tot aparatajul trebuie să fie performant, unic, deci practic din aceeași sursă, ca să corespundă, să poată fi controlat de toți și de toate. Un singur gând, iată în momentul când totul este digital, da? Avem o pană de curent, așa cum am avut-o iarna asta și cum o să le avem de acum încolo foarte multe. Ce se întâmplă? Ce fac oamenii ăștia dezvoltați din ziua de azi? Nu pot face absolut nimic. Sau în momentul când s-a blocat cardul sau nu știu, situații de care le știți că se întâmplă ziua de astăzi. Ce se întâmplă mai departe? Ei, dar să vedem ce o să facă lumea dezvoltată. În ceea ce ține biserica aici, pot vorbi un pic mai amănunțit, pentru că știu problema. Numai ce am răspuns la o întrebare despre Mitropolia Basarabiei. Și dacă ați fost atent, am vorbit cum văd eu lucrurile. Mitropolia Basarabiei pentru mine rămâne să fie un proiect politic. Drept urmare, președintele Parlamentului, grosul, marele nostru, salvator și buricul pământul ăsta de un metru, tot cu șapcă, a mers la Patriarhul Daniel și a vorbit acolo și au retrocedat o clădire din centrul Chișinăului. Nu știu de ce trebuia să meargă președintele Parlamentului la Patriarh. Chiar nu văd legătura, dar toate au o legătură. Pentru că și ăștia, deci nu gândiți sau să nu credeți că vreunul din ierarhii zilei de astăzi a fost ales, mă tem să spun lucrul ăsta, hai să nu zic toți, dar marea lor majoritate, așa cum se legeau cândva episcopii. Nu, deci nu-i mai elegi prin dar dumnezeiesc la chemarea lui Dumnezeu. Ei au fost selectați de servicii și puși acolo să îndeplinească niște pentru mine ei sunt oameni fără de Dumnezeu, care nu cred în Dumnezeu, nu au nici măcar frică de Dumnezeu. Ce nu s-ar spune? Pentru că dacă ai teamă și frica lui Domnului în inima și în gândul tău, nu poți să faci ce au făcut. Deci nu poate un patriarh care are frica lui Dumnezeu în el să iasă și să spună stați acasă și nu cumva să intrați duminica în biserică. Nu e posibil una acasă. Pentru mine ăștia sunt oameni fără de Dumnezeu, selectați și puși acolo. Ca să înțelegeți că înainte episcopii erau aleși altfel. Deci comunitatea, eparhia care rămânea văduvă fără episcop, era consultată, întrebată. Pe cine vreți? Pentru că pentru ei este pus episcop. Pe cine îl vreți? Care îl vedeți voi demn și vrednic? Acum, pe cine mai întreabă ăștia când te trezești cu episcopul în pragul ușii? Mai am eu ocazia și dumneavoastră și alții să strige la hirotonie când mă întreabă patriarhul, vrednic este, eu am ocazia să-i spun că nu este vrednic și să argumentez de ce? Nu, când e trezit, e trezit cu el la ușă. Atât. De-aia e pentru mine rămân să fie niște oameni puși acolo, selectați. Eu nu știu România, eu știu la noi cum sunt aleși episcop. Nici nu, e prea multă murdărie. În ceea ce ține canoanele, păi ele de mult nu mai sunt respectate de nimeni. Păi la cine trebuie nouă canoane? Scrisă din niște moșnești bătrâni de mult. N-au zis ei că sunt învechite. Canoanele sunt învechite. Nu striga ăla de la Roma că face altă Biblie. Trebuie să scrim altă Biblie, că asta nu-i bună. Nu zic ai noștri că canoanele sunt învechite. Cine mai respectă azi canoanele? Nimeni. Nu. Păi dar nici măcar pe Dalionul nu se mai tipărește. Ca în genere să uităm de ele, că există canoane și există Sfinți Părinți și există o cârmă a bisericii care nu poate fi încălcată de nimeni. Iar ceea ce ține masca, masca este cea mai mică problemă, cel mai mic păcat din
tot ce s-a făcut. Hula împotriva Duhului Sfânt prin turnarea alcoolului în Sfintele Taine sau prin dezinfectare, hulă împotriva Duhului Sfânt prin stropirea icoanelor cu tot felul de prostii, alungarea oamenilor din biserică și câte și mai câte, toate regulamentele. În special în România, multe parohii au transformat bisericile în centre comunitare de informare. Am văzut preoți care umblau prin sat și spuneau la oameni să duc să vaccineze. La fel cum am văzut și preoți care mergeau pe drum și au căzut, care în parcare, care pe unde l-au găsit, ceasul morții. Așa că pentru toate acestea este un singur cuvânt, trădare. Alte cuvinte nu există. Există cuvântul trădare și cuvântul trădători. Acum, noi putem judeca, noi judecăm fapta omului, că el nu corespunde ca fapta unui patriarh sau unui mitropolit sau unui preot sau unui creștin. Dar pe om nu-l pot judeca, că toată judecata este mâna lui Dumnezeu. Să-i dăm sfatul, da, să-i arătăm greșeala, da, dacă spune Sfântul Apostol Pavel, chiar uneori să-i și mustrăm aspru, da, dar să nu uitați că Petru s-a lepădat de Dumnezeu, dar s-a întors. Nu vedem lacrimile lui Petru pe fața nimănui, nu vedem pocăința lui Petru la nimeni până una alta, dar niciodată nu este târziu. Așa că datoria noastră este să-i trezim, dar să nu adormim noi. Să batem clopotul, să-i trezim pe toți, dar să nu adormim noi, să stăm de veghe în continuare. Tot ceea ce a trebuit, din punct de vedere canonic, am făcut, le-am vorbit, ne-am întâlnit, prin particular și cu martori și în scris. Un singur lucru le-am spus, toate le facem din dragoste față de voi, și ca la dreapta judecată să nu aveți cuvânt de dezvinovățire, de păcatul vostru. Mai departe, decizia și hotărârea va aparține. Așa că altceva nu pot să spun la... Adică pot să spun eu multe, dar nu-i momentul și nu-i cazul. Ceea ce ați văzut, aia și este. Hulă împotriva Duhului Sfânt, trădare, înaltă trădare. Deci dacă un cetățean, cum este numit, nu om, dar cetățean, trădează niște sau divulgă niște secrete de stat altui cetățean din alt stat, este acuzat și judecat de înaltă trădare. Ei, aici spunem toți, preotul, episcopul și creștinii repetă sau spun singuri, cred Doamne și mărturisesc, și la un moment dat spunem că nu vom spune sau nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți vă da ca Iuda. Ei, noi aici am spus și taina, am divulgat și absolut toate tainele și l-am sărutat nu ca Iuda, dacă o mie luați la un loc și apoi ne-am întors iarăși înapoi și iarăși suntem cu Dumnezeu și va veni altă ispită sau altă cumpănă, altă încercare și mai gravă, cu siguranță. Nu veți mai găsi pe nimeni, dar ei vor rămâne. Ei sunt... Asta este biserica comodă sistemului. Biserica comodă sistemului va rămâne și aceasta va fi biserica lui Antichrist. Să țineți minte lucrul ăsta. Iar cei care se vor opune, unul câte unul, vor fi izgoniți, la început dați afară, apoi prigoniți și de ce nu chiar și omorâți. Așa că cam asta este situația reală la zi. Vă mulțumesc dacă mai aveți întrebări. Hristos a înviat, Domnul Iisus, Părinte, preoții care au făcut cu apă, cu spirit, au spirituit, au hulit împotriva Duhului Sfânt. E adevărat că nu se va ierta păcatele lor, chiar dacă se vor căi, dar Duhul Sfânt, că oamenii vin să împărtășească din mâna lor, chiar dacă nu cunosc, au făcut lucrurile astea.
ei primesc Sfânta Împărtășanie dacă vin cu frică și cu credință și se apropie de Sfânta Împărtășanie. Mulțumim frumos! Da, eu am explicat odată întrebarea asta, deci țeava dacă este ruginită, iar apa izvorului este bună, când bei apa, este bună la gust. Iar țeava rămâne să fie ruginită în continuare. Harul Duhului Sfânt lucrează, este lucrător. Și prin ei lucrează Harul Sfântului Duh. Ei nu mai au har. Cel care vine și nu cunoaște, ăla primește trupul și sângele lui Hristos, că după asta a venit. Pentru iubirea lui și pentru dragostea lui și credința lui, îngerul îi va preface în linguriță sfintele taine și el se va împărtăși cu trupul și cu sângele lui Hristos. Iar preotul și cu toți ceilalți care cunosc despre tot nu au adus pocăință, deși nu cred că îi ajută nici pocăința. Ăia continuă să mănânce pâine și să bea vin. De aceea, în momentul când cunoști, nu mai ai niciun fel de scuză, niciun fel de... Și v-am spus exemplu cu creștinul și prietenul său evreu. Tot îi spunea creștinul evreului despre Hristos și ăsta tot asculta și la un moment dat a zis, băi, dar eu cred că Hristos ăsta despre care vorbești tu nu este acesta, dar este cel ce urmează să vină. Și atunci creștinul a zis, posibil să fie și așa. Și în momentul ăla a văzut evreul cum de pe creștin s-a dezbracat cămașa botezului, cămașa albă și s-a ridicat spre cer. Și atunci a alergat repede la biserică, a mărturisit totul, s-a spovedit, a primit taina Sfântului Botez și a devenit creștin. Și evreul a luat raiul și creștinul a luat iadul. Pentru o simplă afirmație că e posibil să fie și așa. Deci momentul acesta al neîncrederii sau un mic moment al ezitării, să-L mărturisești pe Hristos până la sfârșit. Ori îi avem pe sfinții martiri, sfinții mucenici, chiar și vorbesc despre același Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care nici o clipă n-a stat să pună la cântar și era mai marele armatei. Și nici o clipă n-a pus pe cântar starea lui financiară, starea lui socială, nu știu, comoditățile, slava, cinstea, slujile care le avea în jurul său. Nimic. Totul le-a socotit ca pe niște gunoaie. Și a apărat creștinii și biserica. Iată exemplu. Dar pentru mine exemplu rămâne să fie Sfântul Gheorghe, Sfântul Mina, alți sfinți, mucenici și martiri. Nici de cum pentru mine nu este un exemplu mitropolitul sau episcop. El nu poate fi pentru mine un exemplu sau un etalon. Nu numai pentru mine, dar pentru fiecare. Noi toți creștinii avem exemple și demne de urmat pe sfinții martiri care au pătimit, care au fost înaintea noastră. Și pentru mine și pentru episcopul locului, tot Sfântul Gheorghe este exemplu. Că el nu vrea să meargă pe aceeași cale sau eu nu vreau să merg, este problema noastră. Răspunsul pe care îl vom da înaintea lui Dumnezeu va fi dublu. Fii ca om, dar și ca păstor de suflete care ai pierdut atâtea mii de suflete și le-ai dus pe alt drum. Așa că asta știu, asta vă spun, asta mi-au spus Sfinții Părinți, asta vă transmit. Harul este lucrător. Dumnezeu lucrează prin ei. Ei nu mai au har. Așa că dacă torni apă într-un izvor sec, pe țeavă, va curge apă. Atâta timp cât vei turna. În momentul când nu mai torni, nu mai izvorăști. Iar un izvor adevărat are apă continuu și apă bună. Și apoi, iarăși nu vorbesc de la mine. Vorbesc exact de la Sfinții Părinți și uite, îmi scap acum numele, să vă dau exact numele Sfântului la care am citit explicația aceasta. Era o întrebare a cuiva
și le întreabă cum îi vom cunoaște pe oamenii lui Dumnezeu. Exact după asta și veți cunoaște. Cei care vor fi adevărați oameni al lui Dumnezeu vor merge până la moarte în apărarea lui Hristos, deși sună ciudat la ureche, dar câteodată e nevoie, iar parafrazat spunând, să-L apărăm pe Hristos în apărarea creștinismului, în apărarea bisericii, în apărarea creștinilor, în apărarea credinței ortodoxe. E nevoie să mărturisești, să ieși, să spui tare, clar, să înțeleagă toată lumea ce vrei, ce mărturisești tu. Iată pe ăștia și îi veți cunoaște. Iar ceilalți care se vor da după deget și vor îndeplini toate poruncile care vin din partea statului ateist, din partea sataniștilor, globaliștilor, din partea acestor diavoli în trup care au ieșit din iad și trăiesc pe pământ acum și vor fi din ce în ce mai mult, cei care de frică, de dragul de a nu pierde locul, de dragul de nu știu în motive, pe ei îi veți cunoaște după fapta și după mărturisirea lor. Întâi mărturisirea și apoi fapta. Asta e tot. Vă mulțumesc. Doamne ajută, dacă mai aveți întrebări. Părinte, Hristos înviat. Înviat, înviat. Am așa o întrebare, nu știu. Deci mi-a expirat pașaportul și aș avea nevoie de pașaport. Deci, dar stau la dubii. Acum am înțeles că se mai iau și amprente pentru perfectarea pașaportului. Deci, mă tentează, fiindcă am nevoie de acest pașaport, dar din altă parte îmi fac griji, nu știu dacă să nu fie o lepădare, da? Deci, nu știu, sau ce spuneți dumneavoastră? Bine, poate o întrebare așa mai... Nu... Dacă puteți să-mi răspundeți, să-mi dați un sfat sau păreri. Da, vă mulțumesc, am înțeles întrebarea. Nu e vorba de o lepădare, cât mai mult e vorba de înrolare. Deci e mai mult înrolare decât lepădare. Înrolarea în rândurile armatei slujitorilor Antichristului. Eu... Iarăși nu zic, nu sunt specialist în domeniu, dar ceea ce mi s-a spus și mie, aia vă spun și dumneavoastră, că am întrebat și eu, nu odată și nu de două ori. De ce e nevoie să fii fotografiat în secția de pașapoarte? Da? Acolo pe loc se face poza și nu mai e poză, dar e de fapt, nici nu știu cum se cheamă asta. Tot secretul era când alea vechi se luau 15 puncte de pe fața omului, după care era recunoscut. Acum e vorba de circa 1500 de puncte, sau după care vei fi recunoscut de amprenta asta facială de toate aparatele de care vorbise Domnul de mai înainte. Așa că dorința e mare, dar conștiința trebuie să fie mai mare decât dorința. Și întotdeauna conștiința este glasul Dumnezeu în om. Și când îți spune conștiința că nu e bine sau îți apar multe întrebări și înțelegi că nu este chiar cazul și nu este bine ceea ce faci, mai bine să ne oprim. De aia am zis că e timpul încetul să ne deprindem a trăi fără. Atunci va fi ușor când va fi vreme. E mai greu de noi când vom avea de toate și într-o bună zi va trebui să renunțăm absolut la tot. De aceea, decizia va aparține. Sfatul meu este să mai întrebați pe ăștia care lucrează în domeniu acolo, exact la secția de pașapoarte, să întrebați care este secretul.
De ce nu poți să mergi cu fotografia făcută în altă parte? De ce se face exact acolo? Și toate amprentele și toate celelalte. Bineînțeles, o să primiți cele mai frumoase și mai bune răspunsuri. Să nu-i credeți. Totul e vrăjeală. Totul este minciună. Totul e să face ca să-l amăgească pe om și să-l bage cu deasela în acest sistem antichrist. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, ce scuze, dacă concretizarea, dacă îmi permiteți. Deci dacă ar fi așa să, bine, să fac acest pașaport acum, deci ca să-mi rezolv anumite treburi și ulterior să refuz, ar fi cumva, aș reveni la această poziție de la moment sau totuși e un pas spre pierdere? Da, hai cum să vă spun, m-ați făcut să zâmbesc acum la ora asta atât de târzie. Iuda, și acum când vă spun pilda asta, să nu o luați la direct, că nu vorbesc în cazul dumneavoastră. Vă dau așa un exemplu ca să vă dați seama despre ce este vorba. Iuda, când a luat banii de la cărturari, tot așa s-a gândit. Deci iau banii, îmi fac interesul meu, Hristos ca întotdeauna va scăpa, cum a scăpat de atâtea ori, de mâna lor, nu va păți nimic, nimeni nu o să știe, eu îmi fac treaba mea, îmi pus mâna pe bani, el rămâne în viață, eu rămân ucenicul lui. Ce se întâmplă? Ce-i rău în asta? Zis și făcut. Numai că Iuda, atunci când a pus mâna pe bani, n-a știut că se împlinește vremea și Scriptura. Și atât în clipa când a pus mâna pe bani, atunci s-a împlinit Scriptura. Teamă mie că atunci când vom face lucrurile astea și ne gândim că las că fac și să se împlinească Scriptura. Avem noi garanția că azi am făcut și trăiesc până mă întorc înapoi de unde mă duc? Nu avem. Așa că, iarăși repet, dumneavoastră decideți, ascultați-vă conștiința. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, încheiem seara de astăzi, că este deja târziu. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc din toată inima că ați avut răbdarea să fiți alături, să ascultați. Nu știu pe cât am putut să vă fiu de folos. Iarăși zic, este mult de vorbit, fiecare punct în parte, din toate punctele de vedere, dacă am fi și am stat să le dezvoltăm. Sigur, nu pot eu să fac lucrul ăsta pentru că nu sunt specialist în toate domenii. Dar din ceea ce am reușit să văd și să aud în discuția ta, așa cum a fost și discuția de acum seara cu un om care a lucrat în acest domeniu și știe despre ce vorbește. Așa am vorbit și cu medici, așa am vorbit și cu tot felul de categorii profesionale și sociale. Concluzia este aceeași. Minciuna peste tot. Și tot să tem să vorbească de pentru că. Și să încep motivele. Unul are copii, altul își pierde serviciu, altul riscă nu știu ce, altul nu știu ce mai riscă, altul nu știu ce. Ei, asta nu este mărturisire, nu este calea la care ne cheamă Hristos. Un adevăr spus pe jumătate este o minciună. Cu orice risc, până și la mucenicie, până și la moarte,
trebuie să fii gata pentru adevăr până la sfârșit. Asta și denotă faptul că oamenii n-au credință în Dumnezeu sau n-au suficientă credință, iar cineva exact asta și folosește. Acest gol imens din inima și din conștiința omului. Pentru că acolo unde nu este Dumnezeu este frică. Acolo unde este Dumnezeu este îndoială. Acolo unde nu este Dumnezeu, acolo este bănuială. Și diavolul cunoaște toate lucrurile astea, toate slăbiciunile. De ce? Oamenii sunt ușor șantajabili, sunt fricoși, sunt speriați, sunt, nu știu, ademeniți cu bani, cu alte bogățele lumii și cedează la un moment dat. Ori, noi ne dorim altceva. Să mergem până la capăt. Iarăși, nu este dator nimeni, nu este obligat nimeni, cel care vrea. Posibil, mulți vor, dar nu sunt gata să treacă prin toate aceste filtre. De aceea, iată, și dumneavoastră aveți un caz care vă privește, da, până la urmă. Aveți necesitatea de un pașaport pentru o scurtă perioadă să vă duci să veniți. Dar se pot întâmpla alte lucruri în această perioadă. Și atunci, ce se întâmplă mai departe? De aceea, cel mai bine să cântărim de 1000 de ori și, iarăși, repet, să ne ascultăm conștiința. Bunul Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute, să ne dea pace și liniște în suflet. Același îndemn să faceți cât mai mult bine și să facem toți împreună cât mai mult bine posibil și să nu aveți frică niciodată. În momentul când ați lăsat frica să vă cuprindă, atunci v-ați luat creanga de sub picioare. Să alungați totdeauna frica cu post, cu rugăciune, cu citirea psaltirii și cu nădejdea în Dumnezeu. Pentru că, repet, cu ceea ce am început, cuvântul Mântuitorul, și dacă trăim și dacă murim, tot al lui Dumnezeu suntem. Spunea marele scriitor Nicolae Iorga, dacă Dumnezeu nu există și eu cred, n-am pierdut nimic. Iar dacă Dumnezeu există și eu nu cred, am pierdut totul. Așa că vă doresc să rămâneți cu totul, să nu rămâneți cu golul numai. Credeți în Dumnezeu și nădăjduiți spre dânsul. Nu vă temeți, că nu aveți de ce să vă temeți. O să vedeți acum lucrarea lui Dumnezeu, o să vedeți mâna lui Dumnezeu între oameni. De aceea să nu vă spăimântați, dar să credeți în Dumnezeu până la sfârșit. Vă doresc o seară binecuvântată și un sfârșit de săptămână cât mai luminat. Doamne, ajută tuturor! Hristos a înviat, adevărat a înviat!